Avocata Mirela Doina Todorese a demisionat din funcția de consilier local și din celelalte funcții deținute de aceasta după ședința Consiliului Local ce a avut loc miercuri 25 martie. Invitată în platoul televiziunii Telenouă în emisiunea Stop Cadru, fosta consilieră locală Mirela Doina Todorese a ținut să precizeze că decizia luată în legătură cu demisionarea a fost ceva inevitabil privind situația actuală din primărie. Chiar dacă eu, cu poate câțiva consilieri, 2 sau 3 cel mult, ne-am fi dorit să implementăm sau să facem niște lucruri bune, să spunem așa, pe înțelesul omului pentru comunitate. Din păcate eram doar 2 sau 3 voturi, da, care sunt mult prea puține pentru a putea implementa niște proiecte în fața altor 15, da? Avocata a relatat că este dezamăgită de modul în care se luau unele decizii în Consiliul Local și că multe din proiectele pe care aceasta le-a inițiat primeau prea puține voturi pentru a fi puse în aplicare.